Încă tușat în plină stradă, un chișinăuian condamnat la 6 ani de pușcărie pentru jaf, dar care ar fi reușit să se eschiveze de la pedeapsă, a fost reținut. Din imaginile puse la dispoziție de Poliția Capitalei, se vede că bărbatul în vârstă de 32 de ani ar fi fost luat prin surprindere de oamenii legii, iar când și-a dat seama că polițiștii sunt la un pas de a pune mâna pe el, ar fi încercat să dea bir cu fugiții, însă a fost prea târziu. Acesta a fost doborât la pământ și încă tușat. Stă, poliție! Mâna-i! Bărbatul se ascundea de poliție după ce magistrații de la Curtea de Apel l-au condamnat la 6 ani de detenție pentru jaf. Potrivit poliției, învinuitul nu iese la prima abatere de acest gen. Anterior, el și-ar mai fi ispășit pedeapsa pentru comiterea mai multor jafuri, tâlhării și furturi în proporții deosebit de mari. Acum, pe lângă cei 6 ani de pușcărie la care a fost deja condamnat, bărbatul riscă să fie pedepsit și pentru că s-a eschivat de la pedeapsă.